continuare descoperim o tânără interpretă care promite multe și nu doar în șoapte. Deși piesa se numește Șoapte, ea are o voce bine mersi și e pregătită să strige lumii întregi despre talentul ei. Alături de noi este Victoria Păreu. Bună dimineața și bine ai venit! Bine v-am regăsit, bună dimineața! Pe mine mă bucură tare mult când văd tinere foarte entuziasmate, foarte dornice de a se afirma în această industrie destul de complicată. De unde ai luat tu curajul să intri în acest ocean al muzicii? De fapt, în acest ocean sunt de prin 2009, așa, dar a fost multe pauze și nu este foarte ușor să te menții, da, cum ai spus și tu. Mi-am schimbat, ca să zic eu, profilul muzical, m-am redescoperit, scriu altceva. Așa. Și acum am realizat o producție muzicală care sper să prindă la public. În foarte scurt timp o să aflăm mai multe detalii despre această realizare, acest videoclip, această piesă. Vreau să te întreb despre această schimbare. Te-ai reprofilat, ai încercat să te adaptezi noilor cerințe de pe piața muzicală, te-ai redescoperit, te simți mai bine acum sau ai și soiul ăla de nostalgie față de ce cântai odinioară? Știi, eu compun muzică și versuri și este foarte greu ca să te comprimi cumva, ca să scrii ce e consumabil acum, ce este comercial, exact. Știi? Ce vine din suflet, aceea scrii. Dar analizând piața și analizând ceea ce acum prinde la public mai mult, am hotărât să fac această schimbare și îmi place extraordinar de mult și am avut norocul să continuu să lucrez cu o persoană care îmi face aranjamentul, este așa, super talentată și am noroc de ea. Deci foarte mult contează și echipa, da, cu care lucrezi. Deci nu e suficient doar muzica și versurile, mai este și producția asta, aranjamentul, orchestrația, cum s-ar zice. De unde a pornit ideea acestei piese Șoapte, muzica, de unde te-ai inspirat, ce a venit ca un fel de zonă de geneză, orogeneza pentru această melodie? Știi, eram în perioada de izolare acasă, ca de obicei cum toți... pe toate persoanele creative și mi-a venit ideea asta de viață tristă. Așa. Și inițial avea o versiune de viață tristă, șapte probleme, după care am hotărât că este prea depresivă și prea, nu știu, pot să cazi așa într-o stare mai extremă și am zis că nu, o fac de dragoste, să fie versiunea finală de dragoste și cred că este mai bine. Cât timp a durat pregătirea melodiei, a versurilor, procesul ăsta de gândire a videoclipului, pentru că ești acolo o situație destul de complexă, ești cu o regie bine punctată? Da, melodia am făcut-o, nu știu, jumate de an. La mine greu, nu fac parte din categoria interpreților care scot pe bandă rulantă piese. Așa. La mine vine mai greu, dar și versurile au suferit modificări chiar și în ziua când am fost să o imprim în studio. Ultimul vers a refrenului l-am schimbat chiar atunci când am fost la imprimare. Dar deci, e riscantă dacă... mișcarea asta, nu? Da, e riscantă, dar știi, apare ideea că nu, ai ceva nu e bine. Și dacă de multe ori repezi, de multe ori citești, de multe ori înveți, parcă îți pare așa firesc. După care vezi că nu, ceva nu e bine și schimbi. Așa cel puțin este la mine. Bun, deci jumătate de an cu linia melodică plus versurile, videoclipul în cât timp l-ați realizat? Videoclipul tot mai puțin de un an. A fost foarte greu, am căutat chiar și pe rețele de socializare o echipă bună ca să redee ceea ce voiam eu și a fost o idee să fie total diferit ce nu am făcut până acum în clipurile precedente și am găsit o echipă care mi-a spus așa, noi suntem extravaganți și suntem într-un fel stil emo și nu știu dacă o să-ți placă. Zic, hai, eu merg pe mâna voastră. Am filmat în februarie, nu știu, de curs de o lună, ploi, frig, într-o cameră rece cu drona deasupra capului. Am fost și internată și în spital, a fost foarte greu. Ca într-un final să văd că nu este ceea ce mi-am dorit eu și că nu sunt gata să arăt publicului această producție, okay. Adică eram total diferit. Am avut și coarne și a fost ceva diferit. După care am zis că hai mai simplu, să fac ceea ce tot sunt eu și am găsit o persoană foarte potrivită care m-a înțeles din priviri ce voiam să fac și iată că a ajuns rezultatul final. Și de la cornița am ajuns la romantism, da. La foarte multă nostalgie. Tu ești mulțumită de rezultatul obținut? Sunt contează foarte mult satisfacția. Da, foarte mulțumită sunt și exact ceea ce am vrut să transmit ascultătorului, ceea și s-a realizat. Care au fost feedback-urile oferite de colegii de breaslă, de ascultători, de admiratorii tăi?
Colegii de scenă au rămas surprinși, pentru că la fel este muzică pop, care până acum, nu știu, nu am mai făcut, și au rămas și mirați, dar totodată mi-au urat succes. Îmi zic că e mai bine stilul ăsta pentru mine. Ți se potrivește ca mânușa cumva. Da, da. Victoria, ce planuri ai tu pentru următoarea perioadă? Înțeleg că este un produs nou, vine perioada de promovare, dar oricum ceva în căpșor trebuie să ruleze, trebuie să muncești deja asupra unor noi idei. Da, mă bucur foarte mult că am început să aibă multe vizualizări, ceea ce pentru mine este o surprindere plăcută. Am multe, multe melodii în sertarul meu și urmează să le prelucrez și să le scot cumva, dar iarăși este o cale foarte dificilă pentru asta. Dar eu întotdeauna în viață mă bazez pe principiul celor trei de nu, deci nu ne plângem, nu ne acuzăm și nu ne justificăm. Asta e. Ce te motivează pe tine cel mai mult în crearea melodiilor? În general, din societate, te inspiră natura, te inspiră oamenii din jurul tău. Da, oamenii, dar și trăirile pe care le simt eu. Eu sunt așa o persoană mai artistică, uneori mai sentimentală și se primește piese așa, mai melancolice, mai lirice. Eu zic că sunt niște produse care se pliază perfect pe trăirile noastre și noi, ascultătorii, ne regăsim în acele versuri. Eu îți mulțumesc tare frumos că ai venit în această dimineață. Mult succes în tot ceea ce faci. Feedback doar cu 5 plus steluțe. Mulțumesc tare mult. Și te așteptăm cu noi realizări. Să le scoți de acolo din sertăraș și să vii la noi cu noi lansări. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru invitație. Așadar, în continuare, noi vedem acest videoclip, ne șoptim de dragoste pentru a ne bucura de creativitate, de emoții și de frumos. Lacrimi triste lângă geam, dorul este tot ce am. Frica din sufletul meu s-o ascunde așa de greu. Doar regretele au rămas dintr-un vis ce-a fost frumos. Lumea e mică pentru noi, ia-ți amintirile înapoi. Șoapte, șoapte, noaptea ta mă încălza, vina este doar a mea. Dragostea e în joc de cărți, poți să pierzi când nu te aștepți. Vreau să evadez cumva, să nu doară lipsa ta. Ne-a pierdut iubirea noapte, printre țipete și șoare. Șoapte, mă urmăresc într-una, pași în noapte, nu știu ce vreau să spună. Fără tine n-am arica să zbor, lasă-mi nori, nu vreau să cobor. Griji, probleme, blesteme uneori, frici, iluzii, deja te-mi dau fi noi. Tu ești soare în lumea mea cu ploi, strălucește pentru amândoi. Într-una, pași noapte, nu știu ce vor să spună. Fără tine n-am aripi ca să zbor, lasă-mi nori, nu vreau să cobor. Griji, probleme, blesteme uneori.